Bine, ce plâng. Bă! Oh my god! Oh my god! Oh my god! Nu pot să cred, dragilor! 100 de mii! Ia uziți 100 de mii de like-uri! Dați în momentul ăsta! Dați 100 de mii de like-uri la clipul! Ok, deci bună, numele sunt Matey și bine v-am regăsit la un nou episod. În episodul de azi, fraților, o să reacționăm la niște băieți cărora când le-a picat legendară, au efectiv înnebunit, au făcut pe acolo ca toate visele, cum fac și eu de altfel, pentru că și eu mă simt acolo cu ei. Și faza e că băieții sunt din România și sunt așa mai micuți, ceea ce o să fie mai amuzant, dar sunt tot ai mei băi și vă pup, probabil că sunt și ei abonați acolo la mine, așa că vă pup pe toți băieții ăștia la care o să reacționăm, pentru că vă înțeleg, mă, că așa fac și eu. Dar înainte ca episodul să înceapă, vreau să vă zic să rupeți butonul acela de like, pentru că mă ajută enorm, enorm de mult butonul acela de like pe care voi îl apăsați. Nu pentru că nu fac niciun ban din like-uri și pur și simplu mă încurajez și mi-arată, bă, mai trebuie să postez pentru că la băieți le place. Și de altfel, fraților, pur și simplu ajută clipul să se ducă mai bine recomandat și să fie văzut de cât mai mulți oameni. Nu uitați toți cei care sunteți noi să apăsați în momentul acesta pe acel buton de abonează și pe clopoțelul acela, pentru că e foarte important să primiți notificare, băieți. Printre cele mai importante lucruri, așa că verificați în momentul acesta dacă aveți acolo notificările pornite, să primiți notificare de fiecare dată când eu postez, pentru că altfel e nasol, băi, e nasol rău, rău, rău de tot. Și băieți, foarte, foarte important, dați-mi follow pe Instagram la adresa de @matey, acolo postez poze, postez story când ne merge bine, vă și mai răspund la mesaje și toate chestiile de genul acesta. Dacă aveți acolo o întrebare, puteți să o puneți acolo. Ce să vă mai zic, fără alte discuții, noi haideți să trecem la videoclip și la react. Primul băiat din seria aceasta este cum îl cheamă? Îl cheamă Flarusu. O să aveți un link în descriere de la canalul său. Vreau să vă zic, fără hate, băieți. Deci fără hate, aici suntem o comunitate unită. Toți băieții care filmează Brawl Stars sunt frații noștri, așa că vreau să mergeți acolo să dați mare, mare like aici la videoclip. Și haideți să vedem, deci aici este Flavius Gucci. Hai să ne uităm puțin așa de început și după dăm la momentul care pică legendară. Fraților, salut, Flavius! La un nou episod! Noi în felul acesta o să jucăm Brawl Stars. Ok, mă bucur, Flavius, pentru tine. Dacă te joci Brawl Stars, e bine. Hai să ne uităm în momentul în care pică legendară lui. Hop, am și primit un mesaj. În fine, în momentul în care pică legendară și să dăm puțin mai înainte, pentru că, până la urmă, să vedem cum i-a picat, știi, să vedem povestea. Mamă, pe final de tot i-a picat. Hai să vedem. Deci aici... Uitați-vă ce concentrat e Flavius. Perfect, a făcut win, a făcut win Flavius. Bravo, Flavius, așa te vreau, tată. Așa te vreau, asta e. Hai să iedem acum. Bun, mai avem încă 10 de făcut. Hai, deschide boxul. Hai, uite că vorbește. Deschide și... L-a luat pe Spike, ești nebun. Ha, nebunii l-a luat cu Leșin. What the fuck? Nu cred, bă. Eric acolo, prietenul lui. Nu pot să cred, frate. Deci efectiv, fraților, prietenul lui e ceva de genul, bă, ce se întâmplă, ce faci, să le iau pe col, să nu le iau pe col, și el e, bă, frate, nu pot să cred, frate. Foarte tare, foarte tare reacția, hai să continuăm. Plânge, mă! Bă! Nu plânge! Nu cred, băi, îți plânge! Uite-te! Bă, nu pot să cred! I-a venit să plângă, bă! Aici s-a... Hopa, aici s-a și oprit episodul. Bă, băieți, deci efectiv la om i-a venit să plângă, mă, la săracu om. Foarte tare reacția asta, bă! Epică, pot să zic! Epică reacția asta, bă, nu pot să cred! I-a venit să plângă când l-a luat pe Spike. Cât de tare, bă, cât de tare! Cel de-al doilea tip pe care îl avem în acest episod este, cum îl cheamă, este Mega Eric 21, veți avea un link și de la canalul lui, fraților, să mergi acolo să dați un like. Deci hai să vedem cum începe videoclipul. Bine, hai că am revenit, cineva mi-a închis ușa și, nu știu, am închis și s-a deschis. N-am să începem din nou cu intro. Deci omul efectiv cred că s-a speriat, cred că a deschis cineva ușa, așa era și omul când era mic. Omul cred că s-a deschis ușa, știi? Și omul s-a speriat și a oprit filmarea.
Bă, dați seama ce s-a panicat. În fine, mi-a plăcut începutul ăsta și hai să iedem aici, că pe aici. Acum vă veți întreba și voi, de ce aș vrea să-l mai văd o dată? Da, ne-am întrebat și noi, de ce mai vrei să mai vezi? Oh, da, 400. Ah, da, da, da. Hai să începem cu chesturile. Ia, hai să iedem acum, băi, spică. Poate ne pică și nouă o carte, că... Mi-a picat Spike, bă! Mi-a picat Spike pe filmare, bă! Bă, bă, bine, mă, bine! Bine, bă! Bă, dați like, vă pup! Dați like, toți dați like! Dăm like, dăm like! Gata, gata, pentru asta am intrat, ia uitați-vă, băieți, da? Mă vede? Nu pot să dau like, nu pot să dau like că nu sunt conectat, îți dădeam like, dar intrați voi și dați like, mă, dacă v-a zis Eric, v-a zis Eric să dați like! Ce mai căutați aici, bă, fără să dați like? Ce mai căutați aici fără să dați like? Am o legendară! Bravo! Mamă, de-abia știu să-i arăt lui sora mea. Și eu aștept, sper că i-a arătat lui sora ta și s-a bucurat sora ta. Hai de chimine, bă... Nu mai, ci că ai de chimine. Bă, nu mai poate nici să vorbească, băieți. Mamă, mi-a picat Spike. Încă o carte. Hai. Dacă mai pic, nu mai. Nu-i mai, nu-i mai pică, nu-i mai pică, mă, nimica, nu-i mai pică. A venit sora sa. Stai așa. Haide. Hai să băgăm un duo cu el. Eu cred că e un vis. Nu e un vis. Ia uite, sora sa, ai zice că e un vis. Nu e un vis, cât de tare, bă, Eric, bă, cât de tare. E un vis. Nu e un vis. Hai să jucăm prima. Deci că la sora sa e un vis. Nu e un vis, e realitate. Nu le vine, bă, să creadă. Bă, cât de tari sunt reacțiile astea, băieți. Cât de tari sunt reacțiile astea. Cele mai tare reacții, bă. Sincer, îmi place foarte mult cum reacționează, băieți. Între timp mi-a mai intrat un clip în recomandat de la Antonio Ro. O să ne uităm și la acest clip. Și Chica zice că i-a plicat, mi-a picat Piper și după aia Leon. Deci hai să vedem. Deci în primul rând reacția când îi pică Piper. Hold. Bă, deci reacționează. Și Piper, am luat-o pe Piper. Nu pot să cred. Bă, deci omul reacționează destul de nebunesc și la Piper. Eu sunt curios ce face la Leon. Eu vă zic că ascultați-o pe Neche. E cu nemuneală. Stai. Hai să vedem. Hai să vedem acum. Hai să vedem, băieți. Bun. Bine, băi, Antonio, băi, este gol! Oh my god, nu pot să cred, dragilor, dați 100 de 100 de mii, ia auziți, 100 de mii de like-uri, dați în momentul ăsta, dați 100 de mii de like-uri la clipul ăsta, băi, dacă nu facem la clipul ăsta 100 de mii de like-uri, ce altceva mai merită, bă, a luat Claudiu legendară, toată lumea să dea like-a, să facem 100 de mii de like-uri, fraților, acolo, nu se mai poate așa ceva. Mamă! Ok. Ok, mamă, cât de mult e. Acum un an și ceva, probabil. Acum Claudiu are vocea virginul. Ok, am luat legendară și ce dacă. Nu mai îmi place Brawl Stars-ul. Dar în fine, bă, chiar foarte, foarte, foarte tare, fraților. Nebună rău și reacția asta. Și ultima, dar nu cea din urmă, avem o reacție de la Octavio Show, care zice că i-a picat legendară pe Brawl Stars și nu crede. Hai să vedem. Am din prima, ok, ce e? LOL, mi-a făcut exact ca mine, bă, ăsta e fanul meu, bravo Octavius, îmi place cum ai editat, îmi place, deci, băieți, aveți link în descriere de la toate clipurile, nu uitați, da? Deci mare, mare, mare acolo, atenție. Hai să vedem când face opening-ul, să-i pice Spike. Aici? Hai să vedem. Să le deschid pentru voi, de ce nu? 6! Mamă, din primul, ok, ce e? Spike! Bine, bă! What? Legendară! Nici lui nu vine să creadă, mă. Bă, ești prost? Bă, ești prost? Am luat legendară! Bă, da... Bă, nu te cred! Bă, m-a luat legendară și e chill rău de tot, bă. Chiar e chill rău de tot, adică... Nu e oricum o... Da, e o reacție normală legendară, dar parcă pentru o legendară, parcă e prea chill, mă, pentru o legendară. Na, în fine, fraților, cam asta a fost cu episodul de azi, m-am distrat tare rău de tot. Mi-au plăcut reacțiile de la băieții ăștia, sunt nebun rău de tot băieții, deci nu uitați să vă abonați și la aia acolo în descriere. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați acolo un like, să vă abonați, nu uitați să facem 100.000 de like-uri, cum a vrut Claudiu, să facem 100.000 de like-uri, să împlinim visul acolo, fraților. Follow pe
Instagram la adresa DariusMatey. Vă abonați acolo, lăsați comentarii, nu știu, faceți ce vreți voi. V-am pupat, v-am pucat. Eu am fost Matey și am dispărut. Bye bye, freestyle, check it out. Pick it up, pick it up, pick it up, pick it up. You see the drippy, I'm fitted up. Hop in my car in the giddy up. Secure the bag, yeah, I get the bus. Pick it up, pick it up, pick it up. You see the drippy, I'm fitted up. Hop in my car in the giddy up. Secure the bag, yeah, I get the bus. Pick it up, pick it up, pick it up. Ooh, I've been on the flex since flex zone. Neighborhood all in your eardrum.